și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Mă vedeți așa pentru că am un eveniment și m-am gândit să folosesc această bentiță de la Invisibubble. Am înțeles că se găsesc pe mai multe site-uri și pe Shein și pe Temu. Eu aceasta am cumpărat-o din parfumerie, de la Invisibubble este. Și da, am un eveniment și am nevoie să arăt foarte drăguță în seara asta. Sper să și funcționeze, dacă nu o să trebuiască să folosesc placa. Să-mi ondulez puțin cârlionții. Dar astăzi videoclipul este pentru altceva. Am deja o mulțime de produse terminate. Trebuie să le arunc. Am o mulțime, nu pot să le mai țin acolo. Și o să încep așa cum îmi vin la mână. Primul produs. Un șampon, toată lumea îl cunoaște, Head & Shoulders 2-in-1 Classic. El este conceput pentru persoanele care au probleme cu mătreața, dar am citit studii și am ascultat mai mulți medici dermatologi vorbind despre efectul benefic al acestui șampon, deci nu numai Head & Shoulders, șampoanele care sunt create pe antimătreață ar fi benefice pentru persoanele care își pierd părul. Deci spun ei că funcționează, așa că încerc tot ce este posibil pe piață, tot ce apare nou și care poate să prevină căderea părului meu, l-am încercat. Este un șampon de păr foarte, foarte bun. V-am spus, el este creat pentru antimătreață. Acum nu știu dacă a stopat căderea părului meu, dar o să continui să folosesc. Deci acesta este primul produs terminat. Bun. Bune și aceste șampoane de la Head & Shoulders. Foarte spornice. Avem 480 de ml de produs. Nu costă chiar atât de mult. Super, super. Un alt produs. Este vorba despre un deodorant. SVR, de la SVR, marca SVR, îmi plac foarte mult aceste spray-uri. Acesta este Spirial, se numește, deci gama lui este Spirial. SVR Spirial și este un deodorant compresat, deci el are 75 de ml, dar de fapt compresat are 150 de ml, deci vă va ține mai mult. Are de două ori mai mult gaz. Nu, mai puțin gaz. Pentru același număr de utilizări. Deci nu are atât de mult gaz la interior, așa că acest spray este compresat. Deci dacă găsiți, foarte bun de luat în călătorii acest tip, aceste tipuri de deodorante compresate. Și l-am luat pe acesta pentru că este anti-iritații, are un sistem de reglare a faunei bacteriene, a florei bacteriene de sub braț și are niacinamide. Deci foarte eficace și foarte bun și nu mă irită. Deci acesta este factorul principal. Nu trebuie să mă irite. Foarte bun deodorant. Dacă îl găsiți, cumpărați-l pentru că nu are alcool, nu lasă urme din acelea albe. Deci, super bun. Super bun, fabricat în Franța. Un bun produs. Mai departe, un alt deodorant care îmi place foarte mult este acesta de la Sanex. Termina și acesta. Sanex cu o formulă nouă, are 0% alcool, 0% aluminiu, este vegan, non-alergic, o protecție de 48 de ore, nu chiar așa, dar un deodorant foarte bun, Sanex. Deci dacă îl găsiți, nu ezitați să-l cumpărați, la fel nu mă irită, mă înțeleg foarte bine cu acest deodorant. Și uite că un alt deodorant... Aparent mănânc deodorantele pe pâine. Acesta de la Borotalco cu acele cristale de talc care îmi place foarte mult. Sunt persoane deranjate de mirosul acestui deodorant, dar mie îmi place foarte mult. Au mai multe variante, le am și pe acelea, la consum acum, o să le vedeți în produsele terminate următorul videoclip.
Îmi plac. Îmi plac foarte mult aceste deodorante. Deci, acestea trei sunt deodorantele mele favorite. Următorul produs. Este vorba despre acest parfum de interior de la... The Rituals. The Rituals. Din colecția lor privată, Precious Amber. Super bun. Super bun. Îmi place cum miroase. Aceste odorizante de cameră de la The Rituals din Private Collection și lumânările sunt super, miros super bine. Foarte bune produse și le cumpăr și le tot consum și iar le cumpăr, cred că le vedeți în haulurile mele și în produsele terminate în hauluri și în produse terminate pentru că îmi plac foarte mult. Și la un preț destul de bunicel, comparativ cu alte produse pe piață. O cremă. Am cumpărat-o când am fost în Italia, foarte bună. Cu acid hialuronic. Dacă aveți nevoie de ceva să hidrateze, mai ales pe timpul verii, când sunt căldurile astea mari, super, super cremă Hialu B5 Aqua Gel cu SPF 30 de la La Roche-Posay. Deci așa arată. Haideți că vi-l arăt. Îl țin ca să puteți să faceți prin screen. Super cremă, mai ales pe timpul verii. Chiar și persoanelor cu tenul gras le va fi bun pentru că nu lasă acea peliculă, nu știu cum să vă explic, hidratează, dar nu este gras. Deci aceasta este descrierea corectă. Este concentrat, reparator, umple față și chiar așa și este ridurile, are acid hialuronic pur, vitamina B5 și antioxidanți. Bogat cu ingrediente miraculoase și vă spun, foarte bine se simțea fața mea. Machiajul se aplică un vis pe această cremă. Minunată, minunată cremă. O recomand cu căldură, v-am spus, mai ales pe timpul verii. Fiind un gel așa, se intră mai ușor în piele, nu lasă peliculă grasă, deci o cremă de față, o cremă gel de față foarte, foarte drăguță. Acum, produse care mai au foarte puțin, unele au expirat, așa că trebuie să le arunc de machiaj. De la NYX, un fond de ten lichid Born to Glow. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Luați-vă o nuanță mai deschisă pentru că oxidează, dar arată foarte bine. Deci acesta a apărut la începuturile fondurilor de ten glow, așa, care dădea un glow, deci este apărut cam în acea perioadă, un foarte bun fond de ten, lejer, dacă folosiți numai un fond de ten și fără nimic altceva, foarte drăguț, lasă un glow pe ten. La fel pentru persoanele mature, nemaipomenit, deci nemaipomenit, nu intră în riduri și vă dă senzația de piele hrănită, așa. Un alt produs, acesta terminat, un concealer de la Too Faced, acel multi-use sculpting concealer, Born This Way, deci din acea gamă Born This Way și eu am avut nuanța Vanilla, deci așa arată, foarte bun, poate fi folosit ca anticearcăn și la fel pe toată fața, dacă nu sunteți acel gen de femeie care să vă machiați în fiecare zi și vreți doar să arătați bine pusă la punct așa, puțin concealer în jurul ochilor și în zonele unde aveți roșață sau ceva de acoperit, minunat, minunat acest produs. După cum vedeți, are și mai, o cantitate mai mare, are 15 ml. Celelalte anticearcăne sunt puțin mai mici. Un fond de ten care l-am folosit și care a cam expirat, a început să se aleagă în el. Am mai rămas cam așa, în acest fond de ten. Acel fond de ten Infallible, 24 de ore de la L'Oreal. Nu o să încetez să laud acest fond de ten. Este ceva combinație între Estée Lauder și, hai să zicem, Lancôme. Minunat! Calitatea acestui produs este una incontestabilă. Dacă vă doriți fondul de ten de la Estée Lauder, vă spun eu, încercați acest fond de ten pentru că e cam același lucru. Cam același lucru. Foarte, foarte bun fond de ten și la un preț excelent de la L'Oreal.
Excelent. Pentru ocazii speciale. Nu vreți să investiți un buget mare într-un fond de ten și vreți totuși să vă machiați și să arătați bine? Acest fond de ten este unul minunat. O foarte bună opțiune pentru persoanele care vor să acopere, deci are acoperire foarte mare, dar în același timp rămâne destul de natural. Foarte bun. Rezistă bine pe ten. Minunat. Nu o să încetez să laud acest fond de ten și îl am acum în câteva nuanțe, încă mai am la folosit. La fel, am terminat, mai am foarte puțin din acest Perfect Cover BB Cream de la Misha cu SPF 42. Mi-a plăcut și nu prea, deci după gustul meu nu este chiar un BB Cream, este mai mult un fond de ten. Eu am nimerit și culoarea dubioasă, deci era cam gri. Deci nuanța pe care o aveam eu e natural beige, dar e cam gri. Nu știu dacă se vede mai are puțin aici. E gri, gri și arată, tenul meu arată gri. Așa că nu știu ce să zic. Are o multifuncție BB cream cu efect, cu efect de albire. Ce să zic, având acest SPF... E un lucru foarte bun, cel mai bine încercați. Dar vă spun, acest număr 23 este gri. Stați să vă arăt. Cam lichidă, cam curge, am spus așa și chiar. Nu știu dacă se vede pe... Dar credeți-mă pe cuvânt. Este gri, că mă uit acum la ea, foarte rece, foarte rece. Și am impresia că tenul meu arată gri. Acum... Fiecare cum dorește, trebuie să-l testați. Vă sfătuiesc să-l testați. Un alt fond de ten este acesta de la L'Oreal. Îl știți, este acel serum. S-a șters. True Match sau Acord Parfait. Nu știu cum este în România, cred că este True Match în România. Folosit, i-am luat și scrisul de aici. Cu acea pipetă, foarte bun. Foarte bun, acesta este lejer, ca un BB cream. Deci e o combinație între fond de ten și o cremă hidratantă colorată. Foarte bun, foarte bun, îmi place foarte mult. Am un videoclip în care mă machiez cu el și am și cu acesta și cu acesta. Duceți-vă în urmă, în anii din urmă și uitați-vă la videoclipurile mele folosind aceste produse și o să vedeți cum arată. Încântat! Le-am terminat. Am altele, bineînțeles. Un primer care mi-a plăcut foarte mult, acesta de la Kiko, din colecția lor Wonder Woman, cred că era. Da, Wonder Woman. Era un primer tip cremă, foarte bine. Deci îmi acoperea, intra în riduri și acoperea ridurile, nu știu cum să spun, și uniformiza tenul și machiajul se așeza la perfecție, plus că mărea rezistența machiajului meu, foarte bun, foarte hidratant, nu mi-o scap pielea, deci nu cred că se mai găsește, face parte din acea colecție Wonder Woman, dar Kiko scoate acest tip de primere mai tot timpul, mai în toate colecțiile lor, deci nu ezitați, duceți-vă pe pagina lor, am înțeles că acum au și magazin în București. Comandați-vă aceste primere de la Kiko pentru că sunt super, super bune. Nu l-am numai pe acesta, mai am câteva. Acest anticearcăn pe care v-am spus, nu știu dacă v-am spus într-un videoclip, l-am comandat deja de la Sephora, trebuie să-mi sosească. Shape Tape de la Tarte Double Duty Beauty. Deci acesta este... Unele persoane consideră că... Le usucă zona de sub ochi, eu mă împac foarte bine. Deci, pur și simplu, cercele mele sunt acoperite. Asta și caut la un anticearcăn. Și dacă am grijă să nu pudrez prea tare și hidratez foarte bine zona de sub ochi, nu usucă, așa cum spun la majoritatea. Vă usucă zona de sub ochi și arată uscată din cauza că nu este hidratată cum trebuie și este setată cu mult prea multă pudră. Folosiți un spray de fixare în locul pudrei și o să vedeți că mărește rezistența acestui concealer și îl fixează mult mai bine fără să usuce zona de sub ochi. Dar
Ce am căutat eu la acest concealer este să-mi acopere cearcănele în momentul în care am evenimente speciale, ies undeva și am nevoie să-mi acopere cearcănele mele care sunt negre, dacă sunteți cu mine de ceva vreme, știți că se accentuează pe lună ce trece, e bine, acesta îmi acoperă, merg la sigur cu acest anticearcăn. Mai departe, o cremă pe care am folosit-o și pe care am adorat-o, incredibil, la un preț super mic, ca să vedeți. De la Balea, am cumpărat-o din DM din Germania, când am fost, am cumpărat eu mai multe produse să încerc, pentru că aici nu avem DM și când merg acolo, nu este nici chiar atât de departe de unde stăm și pot să mă duc acolo din când în când și bineînțeles că trec pe la DM. Și mi-am cumpărat această gamă Balea Q10, mi-am cumpărat o cremă de zi și o cremă de noapte. Crema de zi n-am ajuns încă la ea, dar am folosit crema de noapte. Dumnezeule! Extra cremă de noapte hidratantă. Acesta este cu vitamina Q10 și omega complex și vitamina E. Vai! Deci, puneam retinolul și îmi aplicam această cremă. Intră cam greu în piele, pentru că este foarte gras. Dar eu asta căutam, ceva foarte, foarte hrănitor, gras, ca să îmi mai atenueze din acel efect de uscare a retinolului, ceva să-mi țină retinolul să acționeze acolo, să blocheze acea hidratare în tenul meu și să o țină acolo, deci ceva foarte hrănitor. Nu vă spun că dimineața mă trezeam cu o piele de bebeluș, deci aveam pielea de bebeluș. Eu am fost blufată de această cremă, deci am rămas cu gura căscată dimineața după ce am folosit-o și am continuat să o folosesc, am zis, poate am o zi bună, poate am o perioadă bună în viața mea. Imposibil ca această cremă atât de ieftină să aibă acest efect. Ei bine, da. Deci crema Balea, dacă o găsiți, Q10, anti-rid, cremă de noapte, luați-o cu încredere, nu irită tenul și eu am un ten foarte reactiv, deci dacă am pus ceva cu parfum sau ceva, un ingredient mai dubios, imediat, puf, patat, dimineața mă trezesc cu fața plină de coșuri. Ei bine, nu. Aceasta a funcționat super bine, super cremă. Vorbi destul de ea. O altă cremă, la fel, foarte hrănitoare, cu vitamina C. Este o cremă hrănitoare intensă, bogată de la Roche-Posay și am vrut să mi-o cumpăr acum, dar mi-am cumpărat-o aceea de la Veleda, cred că ați văzut-o într-un haul cu produse de la farmacie de îngrijire. Mi-am cumpărat-o pe aceea pentru că eram cu mâna după această cremă, deci mi s-a terminat. Are parfum de medicament, nici nu pot să spun că are parfum, miroase a medicamente. Produse la Roche-Posay cu apă termală, Nutric Intense Rich. O cremă la fel, pentru persoanele cu tenul matur și tenul uscat. Foarte, foarte bună această cremă de hrănire. Se poate folosi seara, se poate folosi dimineața, pe parcursul zilei. La fel, hrănește foarte bine tenul, dimineața vă treziți, ten de bebeluși. Pe timpul zilei, machiajul se așează un vis. Un vis. Mai ales pentru persoanele cu tenul, vă spun, uscat și matur. Minunăție. Minunăție într-o cutie. Deci, Nutric. Deci, așa se numește gama. Vedeți? E scris cu negru acolo. Super bun. Mai departe. Hai să le mai iau. Acestea mici. Mi s-a terminat niacinamidele de la The Ordinary. Mi-am cumpărat altele. Am acum în folosință unele de la Revox, la fel de bune, mai ieftine decât acestea de la The Ordinary. Acesta este 10% și zinc 1%. Ce să vă spun, minunăție. Îmi ține sub control, porii mei arată minimizați, petele diminuate și nu mi-apar coșuri. Nici nu pot să spun că îl folosesc din când în când am probleme. De ce? Îl folosesc cu sfințenie în fiecare dimineață. Fiecare dimineață îl folosesc. Două concealere. Acesta de la Rimmel London. L-am folosit o perioadă și a cam expirat.
Deci nu-mi place că și-a schimbat mirosul. The multitasker. The multitasker concealer. Și așa arată. Și eu îl aveam în nuanța. S-a șters nuanța. Nu pot să vă zic nuanța, pentru că s-a șters de pe capac. Așa arată. Un rimel care acoperea foarte bine. Incredibil. Pentru un concealer de drugstore, care nu costă chiar atât de mult. Un foarte bun concealer și la fel poate fi folosit ca și acesta de la Tarte pe toată fața, cum îi spune și numele, de multitasker, deci poate fi folosit nu numai în jurul ochilor, dar să acoperim imperfecțiuni pe față, minunat, foarte bun, foarte bun concealer. La fel l-am terminat, pe acesta l-am terminat de la Makeup Forever Ultra HD, minunăție, deci acestea sunt în topurile mele, locul 1 și locul 2 de concealere și cred că mai am... cred că mai am unul favorit, acela de la Huda Beauty. Deci cam acestea sunt top 3 concealere ale mele. Foarte bun, foarte bun concealer care nu usucă, într-adevăr, acesta nu usucă chiar și pudrat, nu usucă zona de sub ochi. Are un captor de lumină, deci dă luminozitate zonei de sub ochi, un foarte bun concealer acesta de la Makeup Forever. Mai departe. La fel, l-ați văzut în toate videoclipurile mele cu produse terminate. Acest gel de spălare intimă de la Roger Cavaille, Soin Toilette Intime Micolea, anti-mâncărim și long lasting relief, 24 de ore, hidratează și împiedică mâncărimea în zonele intime. Foarte bun, foarte bun gel de spălare intim, mai ales, v-am spus, pentru persoanele ajunse la menopauză. Foarte bun. Mai departe, multe produse cosmetice în videoclipul acesta. La fel, acestea de la Lancome, Tent Ultra Idol și Tent Ultra Wear. Folosite, am mai rămas foarte puțin în ele, trebuie să le arunc pentru că expiră. Deci acesta All Over Concealer, foarte bun, minunat. Acesta este acela mai vechi, deci acel model mai vechi de la Lancome. Acesta este reformulat, foarte bune, foarte bune concealere. Aici aveam o nuanță mai deschisă și unul mai închisă. Dar dacă și văd, trebuie să-mi schimb ochelari. Nu văd nuanță. Aba da. Ce tâmpită sunt, era scris pe spate. 250-025 și acesta este 320-035. Mai închis. Deci, se vede ceva. Stai să diminuez lumina. Deci, așa. Cred că se vede. Acesta 0.35 e puțin cam oranj pentru mine, iar acesta e pentru iarnă. E puțin cam deschis. Un alt produs de la Kiko, Unexpected Paradise, l-am de ani de zile acolo, l-am folosit, mai are jumătate, cred că din el mai este. L-am folosit, bun, având multe produse de make-up, nu prea ajung să le folosesc până la capăt. Dar mi-a plăcut pentru că este waterproof. Deci acesta era din colecția Unexpected Paradise. Vă aduceți aminte în primele mele videoclipuri? Foarte bun, foarte bun. La fel, Born to Glow. Cam închis pentru mine. L-am folosit în combinație cu altele, dar e timpul să plece pentru că a expirat. Un alt fond de ten. Terminat. Acesta de la Estée Lauder. Futurist Hydra Rescue. Terminat. Nu mi-a plăcut chiar atât de mult. Deci nu pot să spun că sunt fan acest fond de ten. Nu-mi plăcea, pur și simplu se așeza pe fața mea, rămânea acolo, nu reușeam cu sub nicio formă să-l fac să intre în ten și să arate frumos. Nu mi-a plăcut chiar atât de mult. Prefer celălalt fond de ten de la Estée Lauder. De 1000 de ori mai bun decât acesta. Nu-și merită banii.
sunt alte fonduri de ten pe piață la prețuri mult mai bune, mult mai bune decât acest fond de ten futurist Hydra Rescue de la Estée Lauder. Nu mi-a plăcut absolut deloc și nici nu pot să vi-l recomand. Nu cred că ar putea să funcționeze pentru cineva. Nu cred că tenul meu e de vină. Nu cred. Cred că formula lui este una foarte ciudată, ca să zic așa. Un alt concealer, acesta de la L'Oreal, Infallible, 24 de ore, la fel, foarte bun. Acoperă foarte bine. Îl foloseam pe toată fața, la fel. Deci nu văd niciun fel, are un burețel așa foarte gros. Un concealer bun, o opțiune bună de folosit cu acest fond de ten în combinație. Foarte rezistent, se adună el puțin în riduri așa, dar dacă îl fixăm cu puțină pudră, rămâne acolo un concealer bun. De la Catrice, Ultra Precision, un creion de ochi waterproof, l-am terminat, nu mai are nimic, culoarea maro. Bunicel, nu rezistă el super bine pe ploapele mele grase, dar bunicel. La un preț foarte bun. La fel, am terminat acest șampon uscat de la Batiste. La fel îl vedeți în toate videoclipurile mele. Un alt fond de ten, la fel, folosit mai mult de jumătate și a expirat. La fel, Infallible, 24 de ore. Acesta era nuanța 150. Foarte bune, foarte bune. Vă spun, chiar și acum am în folosință. Un concealer de la Essence Multitask. Nu prea mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut această pensulică de aplicare. Mă rog, un concealer drăguțel, nu acoperă foarte mult. De folosit așa pe față, puteam să-l folosesc. Nu am fost, să zic, am întins mâna după el. A și expirat acolo. Nu e cine știe ce. Un alt concealer corector, acesta de la LA Girls Pro Conceal. Acesta este mai mult un corector, ca să zic. Deci mă apucă căldurile. Trebuie să aranjez și bluza asta să stea într-o anumită, să aibă o anumită formă, dar mă apucă și căldurile în momentul în care îmi vorbesc. Deci e teribil, teribil. Da, v-am spus că are această culoare piersică care corijează, deci poate fi folosit pe sub anticearcăn să contracareze acele nuanțe închise de la cercănele noastre. Un produs bunicel, dar e un produs în plus și încarcă zona de sub ochi. Dacă nu îl folosim cu grijă, încarcă zona de sub ochi. Este foarte bun, în schimb, dacă îl găsiți, pentru persoanele care au pete pigmentare pe față. Eu nu prea am, cred că una mică, două, trei, nu foarte multe, dar se poate aplica acesta sub fondul de ten, deci aplicăm punctual așa pe acele pete maronii și le contracarează culoarea. Foarte, foarte bun acest produs, deci de la LA Girls. Și mai ales această culoare somon. Nu e piersică, e somon. Am zis piersică, e somon. Un alt concealer folosit, acesta de la It Cosmetics. S-a spart capacul. Asta e un lucru. Și spărgându-se capacul, mi-e frică că au intrat bacterii. Plus că are o periuță aici de aplicat anticearcănul, care nu e chiar atât de practică, foarte greu de spălat. Și stând așa în capac aici, umedă, umezeala aceea de la anticearcăn, se dezvoltă bacteriile foarte rapid. Deci nu mi se pare un anticearcăn și un ambalaj potrivit. Deci nu știu cine a avut ideea asta în cap. El așa ca anticearcăn este unul foarte bun pentru că are în componență și serum, deci are și produse de îngrijire. Este un corector cu serum cu niacinamid de 2%, acid hialuronic și cafeină. Deci nu numai că acoperă cearcănele noastre, le și tratează. Uitați-vă, mi s-a spart după o săptămână, mi s-a spart capacul. Ca să vedeți, produs foarte scump de altfel,
Deci nu e un produs foarte ieftin. Și așa arată. Aplicatorul este unul foarte fin, foarte drăguț, deci cu acea aplicator puțin teșit așa. El este un produs foarte bun. Dar, v-am spus, mi s-a spart, nu se închidea cum trebuie. Mi-a fost frică că dezvoltă bacterii, l-am folosit o perioadă, iar apoi l-am lăsat acolo pentru că nu venea să mai întind mâna după el. Nu știu de ce, nu știu de ce. Are o acoperire medie, nu o acoperire foarte mare, dar foarte hrănitor. Arată foarte bine zona de sub ochi folosind acest produs. Dacă aveți grijă și nu se sparge capacul, dar nu știu, mie mi s-a spart pur și simplu. Deci nu știu ce să zic. Încercați și analizați și voi dacă vă tentează acest produs. El ca produs, ca anticearcă, nu este unul deloc rău. Chiar foarte bun. Un gel de duș, o spumă de duș de la Sien, de la Lidl, un gel de duș, mi-a plăcut foarte mult pentru că avea lavandă și vanilie. Mirosea foarte bine, deci m-a tentat. Făceam cumpărături în Lidl și m-a tentat. Nu mai miroase foarte puțin, deci mirosea a lavandă, lavandă pură. Iar din nou un alt, cum a spus, borotalco. Acesta 72 de ore intensiv, cu microtalc, cu anti-aloni. Foarte bune, foarte bune aceste deodorante de la Borotar. Acum, un alt... Aceasta nuanță era mult prea deschisă pentru mine, de aceasta nici nu prea l-am folosit. L-am tot amestecat cu celelalte, dar la fel a rămas în el și trebuie să-l arunc pentru că este expirat. Ca să vedeți, până unde merge nebunia mea, deci mi-am cumpărat nuanța 140, 120 și 150. Eram între nuanțe și le amestecam și asta se întâmplă cu L'Oreal. Până îți găsești nuanța, e dificil, dar odată găsită, vă spun, sunt minunate, minunate produse. Hai că am foarte multe produse de make-up pe care le arunc, care au expirat. Foarte mult. Wow! Haideți să le iau pe toate. Pe toate. Să termin întâi cu... Deci un șampon Elvive cu Actirox. Deci este un sistem folosit de L'Oreal și este bun pentru... Pentru, la fel, este antimătreață. Antimătreață. Nu găseam cuvântul. Antimătreață, la fel, l-am cumpărat pentru rădăcini. Să-mi interesească rădăcinile părului. Chiar și spune, pentru tonusul părului este folosit. Sunt pentru păr regenerat. Vă spun, am citit și am văzut medici dermatologi vorbind despre efectele benefice ale șampoanelor antimătreață. Încerc și eu. Încerc că nu am ce face. Am terminat un anticearcăn de la Maybelline. Îl folosesc chiar în momentul în care nu am chef să mă machiez în fiecare zi, doar în jurul ochilor, în jurul nasului. Pe bărbie și am terminat, pentru că doar acolo mai am probleme. Acesta este The Eraser Eye în nuanța, nu știu ce nuanță este. Neutralizer. Deci acel neutralizator, pentru că sunt și cu alte nuanțe. De exemplu, aici am un numărul 10 pe care l-am folosit ca și bronzer, dar a expirat. Deci atâtea bronzere am, a expirat. Deci acesta m-a închis folosit ca și bronzer, e minunat. Deci uitați-vă, cu două produse puteți să vă faceți toată fața. Acesta în loc de fond de ten, în zonele unde aveți nevoie. Acesta puțin bronz pe obraje și unde mai aveți nevoie să conturați. Cu două produse din acestea puteți să arătați bine. La fel, două anticearcăne care au expirat, pe care le-am folosit și care au expirat. Mai au ele de la Fenty Beauty, acesta Pro Filter. Foarte bun. Foarte bun anticearcăn, îmi place, dar
Nu atât de mult ca și celelalte pe care le am în top 3. Bun, bun, anticearcăn, acoperă destul de bine. Mai are foarte puțin. Și mi-a plăcut și culoarea. Am avut culoarea 240. Deci 240 am avut acesta de la Fenty Beauty. Deci Profilter. Bun, dacă vă căutați un anticearcăn bun, acestea de la Lancome, Tenty Doll, super bune. All over face, super bune, scumpe. La fel, acesta de la Fenty Beauty Profilter, super bun. Acesta de la Born This Way, Ethereal Light, este iluminator, are un efect luminos, foarte hrănitor, alunecă în jurul ochiului. Asta nu mi-a plăcut chiar atât de mult, dar, mă rog, bunicel, l-aș mai recumpăra? Nu. Nu l-aș mai recumpăra pentru că se mișca în jurul ochilor. Era mult, mult prea hrănitor și nu acopera chiar atât de bine. Un alt produs de la L'Oreal, Revitalift Laser, acel pur retinol, ser retinol pentru noapte. Eu am tot încercat produse de îngrijire de la L'Oreal. Am încercat și creme, și seruri, și de la acest ser n-am avut absolut nicio problemă. De la celelalte creme, deci mie mi se irită fața. Nu știu dacă mai e cineva ca mine. Dar vă spun, am încercat, dar ce n-am încercat? Am zis, hai că poate, hai că... Cred că acele parfumuri și ingrediente folosite, dar cred că parfumul mai mult... Deci face ca fața mea să reacționeze, vă spun, îmi ies coșul. Deci mie îmi ies coșul. De fiecare dată când folosesc o cremă L'Oreal, nu mai îmi cumpăr, am încetat să mai cumpăr creme L'Oreal și acesta cred că este ultimul produs de îngrijire de la L'Oreal. Acesta bunicel, v-am spus, nici nu m-am iritat, dar în rest am încetat. Fac coșuri. Deci, acum, dacă voi vă înțelegeți bine cu aceste produse de la L'Oreal, continuați cu ele pentru că, până la urmă, e aceeași fabrică cu Estée Lauder și sunt foarte cunoscuți pentru produsele lor de îngrijire Estée Lauder, așa că continuați să le folosiți pentru că sunt bune. Are ceva în componență care face mie rău? Nu suntem prietene cu aceste produse de la L'Oreal. Am terminat din nou o cremă contur de ochi de la SVR, contur de zi Densitium. Foarte bun. Foarte bun și este recumpărat. Deci este a doua oară când îl folosesc, îmi place foarte mult și când le voi termina pe celelalte, acum am altele la rotație, cu siguranță îl voi recumpăra pentru că este o cremă contur de ochi foarte bună. Hrănitoare, îngrijește zona de sub ochi și concealerul se așează foarte, foarte bine pe această cremă. Un alt produs, un fond de ten, acela compact, fond de ten de la... Cred că m-ați văzut. Am făcut un videoclip în care am testat acest produs când l-am cumpărat de la KVD Beauty, Good Apple. 027 este nuanța pe care am avut-o eu. Deci așa arată. Foarte hrănitor, foarte bun de luat în vacanță. Vedeți, fiind așa compact, nu riscă să curgă, nu riscăm să avem accidente. V-am spus, eu am nuanța medium 027, un fond de ten bun, foarte hrănitor, foarte, foarte hrănitor, arăta bine pe ten, mi-a plăcut. Deci, fondul de ten Good Apple de la KVD Beauty. Mai departe, un alt anticearcăn, deci am avut nebunia anticearcăn, am căutat anticearcăne peste tot și în toate mărcile. Acesta de la A și Curs, deci A și Curs, acest anticearcăn, dar bine că o să le arunc acum și nu mai e nevoie să... Cu acid hialuronic și vitamina C vegan, am folosit din el ceva, mi-a plăcut foarte mult, de la Max Factor, 24 de ore de hidratare, Miracle Pure, deci așa arată, bun concealer de la Max Factor, mi-a plăcut foarte mult. La fel, un alt concealer folosit, v-am spus, eu le folosesc când n-am chef să mă machez super wow, glam,
zi de zi îmi aplic în jurul ochilor, în jurul nasului, zonele unde am nevoie și cam atât. Acesta de la Maybelline și nuanța nu pot să vă zic pentru că nu mai apare. Deci nu mai apare. Am spus, îmi plac foarte mult aceste anticearcăne de la... Sunt multifuncționale. Deci sunt multifuncționale, ați văzut. Cu două, unul mai închis, unul mai deschis, puteți să vă faceți un machiaj al feței. Un ruj care s-a rupt. Acesta de la Essence. Culoarea era foarte frumoasă, dar de-abia mai stă. Deci nu pot să-l mai folosesc. Se rupe de fiecare dată. Nuanța era 08. Vedeți, poate pot să-l... În roz, nude, foarte drăguț, vedeți? Foarte frumos și rezistă foarte bine, deci Ultra Last, din colecția Ultra Last, Instant Color, 06. Foarte drăguț, cremos și rezistă destul de bine pe buze. La prețul pe care l-au, sunt super, super, chiar îmi plac. Un produs, aici era un travel, s-a uscat, de la Anastasia, un fixator colorant de sprincene, deci acel tip de produs pe care îl aplicăm pe sprincene, le colorează, dar le și fixează în același timp, de la Anastasia Beverly Hills. V-am spus, acesta nu știu de unde l-aveam. Mai departe, am terminat un fond de ten de la Filorga. Pe acesta l-am terminat, îl luam în vacanță, îmi place foarte mult, deci era foarte lichid ca o cremă. Îl aplicam pe față cu SPF 30. L-am folosit foarte mult în vacanțe, acest produs. Flash Nude. Deci, arată foarte natural, zero defecte. Deci, chiar fiind lejer, așa, foarte lichid, se așeza pe față și acoperea foarte bine. Tenul meu arăta minune, minune. Dacă îl găsiți de la laborator Filorga Paris, acesta Flash Nude Fluid. Foarte bun. Pentru make-up natural, dacă vă plac aceste BB cream-uri, creme hidratante cu nuanțe, super bun produs, super bun produs. Îmbogățit cu produse de îngrijire și arată foarte bine, rezistă. Avem 30 de ml de produs, numai bun. Vă spun, eu îl puneam în palme, îl aplicam cu degetele pe față, intră foarte ușor în piele, minunat, minunat acest produs de la Filorga. Și bineînțeles că trebuie să arunc... Deci mai am un produs. Deci, acesta este de la MAC. Culoarea neagră. Am folosit cât am folosit, dar a început să miroasă. Este pudră, într-adevăr. Am pus spray din acela... Știți, dezinfectam pentru produse cosmetice, dar chiar și așa mi-e frică să-l folosesc în jurul ochilor. Culoarea era carbon. Deci un far de pleoape de la MAC. Eu îl foloseam pentru eyeliner. Deci aplicam un creion eyeliner și apoi veneam cu acest far și îl fixam ca să prelungesc viața acelui creion eyeliner. Funcționează foarte bine, deci e o tehnică foarte bună și vă spun, prelungește, deci acel contur negru al ochilor, acea linie din jurul ochilor rezistă foarte bine odată fixat cu un fard negru sau maro sau depinde ce creioane contur de ochi folosiți voi. Un produs care a murit săracul, a decedat și trebuie să-l arunc. Este această perie rotativă, foarte bun produs. Deci mi-a plăcut foarte mult. L-am folosit o mulțime. Mi-am cumpărat deja altul, deci am altul în folosință. Deja acești peri nu mai sunt drepți de cât l-am folosit. Dar nu mai funcționează absolut deloc, nu mă mai ajută cu absolut nimic. Și este vorba de această perie Brushing 700. E un model vechi, de câțiva ani l-am, de la Babyliss. Deci așa arată, super bun. Vedeți, perii aceștia nu mai sunt drepți. Deja săraci sunt, dar cred că m-a ținut 7 ani.
Deci cam 7 ani m-a ținut. 7-8 ani acest produs și folosit, vă spun, de fiecare dată când mă spălam pe păr, era imposibil să nu folosesc această perie rotativă. Deci acel tip de perie rotativă care și usucă în același timp. Minunat, minunat produs. V-am spus, deja am altul. Un produs pe care trebuie să-l arunc și pe el. Și cam asta a fost. Acestea au fost produsele Empties de astăzi. Mă bucur că pot să le arunc. Sunt foarte multe cosmetice, foarte multe fonduri de ten și concealere în acest videoclip. Observ. Dar, da, unele le-am folosit, altele nu prea am întins mâna după ele, altele au expirat, așa că e momentul să le arunc, dar ce moment mai bun decât acesta să împart cu voi părerile mele despre aceste produse, așa puteți să vă faceți și voi o idee dacă sunteți tentate să le cumpărați mai târziu. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați și butonul de like pentru că e gratis și mi-ar face o deosebită plăcere și apăsați și clopoțelul, așa veți ști când voi posta următoarele videoclipuri. Și până data viitoare, eu vă pup și să ne revedem cu drag!